Pericol de explozie în stația CFR Roșiorii Nord din cauza unui vagon cisternă care prezenta scurgeri de propilenă, un combustibil extrem de inflamabil. Au fost alertați pompierii prin serviciul de urgență 112 și care s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale și un echipaj smurt de la detașamentul Roșiorii de Vede și o altă autospecială venită de la Alexandria. S-a luat măsura evacuării călătorilor din trenurile staționate și de pe peroane, s-a întrerupt curentul electric și garnitura cu vagoane cisternă a fost mutată la o distanță de aproximativ 2 km. De gară. În gara Roșiorii de Nord, din municipiul Roșiorii de Vede, s-a produs un incident în sensul că angajații acestei gări au sesizat scurgeri de propilenă de la un vagon cisternă. Imediat au anunțat pe numărul 1 de urgență evenimentul. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă. De asemenea, a venit în sprijinul lor și un echipaj smurt plus un echipaj ŞBRN. Pentru orice siguranță s-a luat măsura evacuării persoanelor din gară, respectiv aproximativ 200 de persoane din două trenuri personale care se aflau staționate în stația CFR și totodată s-a dispus măsura opririi curentului electric și îndepărtării vagonului cu probleme la o distanță de siguranță de aproximativ 2000 de metri, 2 km. În acest moment pompierii asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiului, nu mai există niciun pericol la fața locului. Într-adevăr, traficul feroviar este oprit la această oră în zonă, însă se așteaptă beneficiarul transportului pentru a trimite o echipă care să reglementeze situația și să îndrepte defecțiunile, să le remedieze cât mai scurt. Călătorii au așteptat mai bine de două ore până la reluarea traficului feroviar, dar au fost și persoane care și-au căutat alte mijloace de transport pentru a-și continua călătoria. Mare lucru, nu știm, nu ne putem pronunța. Deci noi nu ne putem pronunța ca și călători. Sunt oameni avizați care sunt acolo, ei se pronunță, ei sunt cu deciziile lor. Dar indiferent ce am auzit, nu pot să spun nimic. Dar cine v-a anunțat că trebuie să vă dați jos? Conductorul mi-a anunțat. Conductorul mi-a anunțat că trebuie să ne dăm jos de tren, să mergem în gară, în gară să plecăm de la parter la subsol pentru că sunt geamuri și e pericol de explozie, ceva de genul ăsta. Și acum ce veți face? Așteptați să luați următorul tren când se va da drumul circulație? Noi sperăm să plecăm tot cu trenul nostru. Până la remedierea defecțiunii, pompierii au asigurat măsurile de siguranță în zona gării și a garniturii cu vagoane cisternă pentru a evita producerea unui dezastru.